pregătit un proiect de hotărâre privind un aport de prefinanțare cu banca. Acest aport de prefinanțare prevede acordarea unui credit de 15 milioane de euro pe o perioadă de plătibile într-o perioadă de 10 ani, 3 ani de grație, după care începe și plata, în care plătim numai dobânzi, după aceea plătim și ratele la credit. Este, poate vă întrebați de ce luăm un credit dacă noi avem un excedent bugetar de peste 100 de milioane de lei cumulat de-a lungul anilor, dar noi avem proiecte foarte mari care, la care se încheie, cred că până în iunie, studiile de fezabilitate și proiectele tehnice și care vrem să le demarăm. Vă dau un exemplu, numai cartierul Dioda, unde vrem să intrăm, adică să pornim chiar licitația în cursul acestui an, însumează peste 23.000 de metri pătrați de carosabil, trotuare și parcări. Deci e nevoie de bani foarte mulți, nici nu vreau să vorbesc de cartierul Ipodrom 2, care va însuma poate de 2 sau de 3 ori atâta. Deci acest credit este absolut necesar pentru a menține ritmul investițiilor în Sibiu. Noi dorim să-l folosim exclusiv pentru infrastructură, mă refer anume la reabilitarea străzilor de pământ. În acest sens, noi am și întocmit o listă cu 48 de străzi pentru care vom intra până iunie la rectificarea bugetară în Consiliul Local în vederea alocării sumelor pentru studii de fezabilitate și proiectele tehnice. Pentru încheierea contractului cu BERC este necesar ca studiile de fezabilitate să fie finalizate. Noi dorim ca aceste studii să fie finalizate până la sfârșitul lunii septembrie și am avut două criterii în vedere când am întocmit lista. În primul rând, să închidem cartierele unde mai sunt străzi neasfaltate, să nu rămână străzi neasfaltate în aceste cartiere. Și în al doilea criteriu, lucrările la gaz, la înlocuirea rețelelor de gaz să fie terminate ca să nu mai fie sparte aceste străzi. Deci așa am putut alcătui prima listă de 48 de străzi. Am mai alcătuit o listă de rezervă de 38, de fapt două liste de rezervă, prioritatea 1 și prioritatea 2, pentru că suntem siguri că pe parcursul licitației lucrărilor vom obține prețuri mai bune decât în SF-ul și deci vom putea adapta mai mult decât 48 de străzi. Eu aș putea să vă dau citire la aceste străzi, pentru că nu e un secret și așa intrăm cu ele numai din Consiliul Local. Noi am împărțit orașul în 12 zone, din care pe lista unde străzile sunt, deci fie că lucrările acasă sunt finalizate, fie că se lucrează acum la ele, sau se finalizează până în primăvara lui 2016. Deci sunt străzi care, din punct de vedere al lucrărilor la infrastructură, mă refer la gaz, nu ne ridică probleme. Deci prima, zonele sunt înșirate în ordine alfabetică.